Cei peste 200 de copii care învață la școala Salcia au plecat astăzi înfometați acasă. Și asta pentru că profesorul însărcinat cu derularea programului Cornul și Laptele nu a ajuns astăzi în instituția de învățământ. Este vorba despre fostul director al școlii, Constantin Barză, care, deși înlocuit din funcție, pare să taie și spânzure în continuare în școală. Iar astăzi, pentru că nu a putut ajunge, toți responsabilii au dat neputincioși din umeri, spunând că așteaptă să primească un răspuns din partea profesorului Barză. Mai mulți părinți ne-au contactat astăzi la redacție pentru a ne povesti această situație. Astăzi au venit de la școală, pe unul doare burtica stâmpa, mama lor e la Severin, aștept să vină și copilul e bolnav, spune că nu mâncă la școală, că nu e domnul Barză la școală. Și eu am fost la școală să întreb pe omul de serviciu și mi-a zis că dacă nu e domnul Barză, n-are el ce să-mi facă. Dar eu știu că domnul Barză nu mai este director. În replică, profesorul Barză susține că astfel de incidente se mai întâmplă, iar elevii vor primi mâine porție dublă. Așa, și care e problema? Nu e normal, dar se mai întâmplă. Acum ce vrei să faci? Asta e. Și primesc mâine dublu porția pe azi și pentru mâine. Contactați, reprezentanții Inspectoratului Școlar Mehedinți susțin că nu este de datoria lor să verifice derularea programului Cornul și Laptele, aceasta fiind sarcina exclusivă a Consiliului Județean. Alimentele care se distribuie prin programul Cornul și Laptele diferă de la o școală la alta, în cazul comunei Salcia, fiind vorba despre biscuiți Eugenia și brânză topită. Ținând cont de posibilitățile reduse ale oamenilor de la țară, foarte mulți copii merg la școală atrași și de masa pe care o primesc aici.